Blândul și sfiosul iepuraș îi lasă locul generosului și curajosului dragon, pentru că, iată, începând cu data de 10 februarie 2024, va începe anul dragonului de lemn. De fapt, dragonul își face deja simțită prezența în viața noastră și chiar dacă noi nu conștientizăm acest lucru, trebuie să ne gândim un pic că oamenii din vechime vedeau în fiecare forță și acțiune care ne înconjoară, vedeau o prezență, o forță care mobiliza și făcea ca lucrurile să se miște și aceasta erau dragonii. Deci, într-un fel sau altul, fiecare eveniment din viața noastră și chiar însuși firul vieții noastre este în desfășurarea lui ca un dragon care ajunge să se manifeste în plenitudinea forțelor lui dacă îl sprijinim și îl ajutăm să își ia zborul și să se manifeste. De fapt, legenda spune că dragonii sunt capabili de miracole atâta timp cât energia lor este într-un echilibru bun și cei din jur o ajută să fie acolo unde a trebuit să ajungă, adică la potențialul ei optim. Desigur că drumul acesta prin viață, de multe ori noi am vrea să știm cu exactitate pe unde ajunge, unde ne duce și trebuie să înțelegem că atunci când vrem să vedem pe unde ne vor purta pașii în anul care urmează, trebuie să analizăm ceea ce am făcut în anul care stă să se încheie, pentru că întotdeauna acțiunile, gândurile și sentimentele pe care le avem vor produce niște efecte în viitor. De multe ori nu este nevoie să ghicim, deși nu despre ghicit este vorba aici, ceea ce se va întâmpla în viitor, ci este suficient să avem o logică și un bun simț care ne vor arăta că ceea ce semeni, aceea culegi și ceea ce dăruiești, aceea primești, chiar dacă de multe ori ne-ar plăcea ca pentru noi să se facă o excepție, o derogare de la această regulă. Pentru că noi așa, de ce să nu fim noi persoanele acelea speciale? Dar de fapt, persoanele speciale suntem exact în momentul în care pentru noi nu s-ar face o derogare de la legile Universului. Și când vom reuși să înțelegem și să acceptăm acest lucru, atunci probabil că energia noastră va fi într-un echilibru creator care poate să genereze, așa cum o face dragonul, la momentul potrivit, un întreg univers. Să vedem, deci, împreună ce ne învață anul care urmează, care este drumul pe care vom merge și la ce să ne gândim și să ne așteptăm. De fapt, orice călătorie este o lecție de viață și ar trebui să privim lucrurile ca fiind un proces de transformare și să avem întotdeauna în vedere că scopul existenței noastre în acest univers nu este unul finit și definit doar prin viața noastră umană. Sunt și alte lucruri, mult dincolo de această existență, care sunt cu adevărat frumoase și importante. Chiar era pus o întrebare la un moment dat în acupunctură, unde începe și unde se termină corpul uman. Dacă ne referim din punct de vedere fizic, cu siguranță începe și se termină la nivelul pielii. Dacă ne gândim din punct de vedere energetic, aici lucrurile pot fi mult mai extinse. De fapt, reprezentarea în tratatele de acupunctură a omului este o reprezentare cu mâinile și picioarele întinse spre univers, ceea ce arată că la nivelul membrelor, cel puțin, există niște prelungiri invizibile energetice care se conectează cu alte fire invizibile, cu liniile de forță ale Universului, cu liniile dragonului, așa cum erau numite entitățile energetice unde energia se concentra în
Feng Shui și despre care vechii chinezi știau că pot potența în mod benefic sau pot bloca anumite manifestări energetice din corpul nostru. Aș propune ca începutul anului să fie în gândurile noastre însoțit de dorința de a ne cere iertare pentru greșelile pe care le-am făcut. A-ți cere iertare înseamnă să conștientizezi ceea ce ai făcut, să înțelegi, să accepti, să ai curajul să îți ceri iertare și să poți să faci anumite schimbări care să te ducă pe un alt făgaș. Nu întotdeauna persoana față de care ai greșit și să ne gândim că această persoană poate să fie uneori inclusiv natura sau universul, spun această persoană nu este sau nu mai este prezentă în momentul respectiv. Lucru care nu te împiedică ca în interiorul tău să ai această atitudine plină de smerenie care să te facă să regreți că anumite lucruri nu le-ai făcut la potențialul tău optim. Nu ai fost atât de bun pe cât meritau oamenii din jurul tău. Cu alte cuvinte, nu ai dăruit atât de mult cât ai fi putut să dăruiești și exact ca atunci când sentimentul pe care l-ai relativ la un prieten care ți-a dat toată încrederea lui și iată tu i-ai înșelat această încredere și acum ți se rupe sufletul și îți pare rău că ai făcut acest lucru, această atitudine trebuie să ne caracterizeze și pe noi. Alături de acest sentiment și de acest exercițiu pe care vi-l propun să îl faceți, ar trebui să urmeze sentimentul de recunoștință. Și aici trebuie să înțelegem că ar trebui să avem o listă, poate scrisă pe o foaie de hârtie, poate scrisă în sufletul nostru, cu toate persoanele, toți maestrii, toți prietenii și până la urmă toți cei din jurul nostru cărora le datorăm multă, foarte multă recunoștință. Se spune că din punct de vedere energetic, corpul nostru este alcătuit din suma faptelor bune pe care noi și oamenii le facem în acest univers. Dacă ne gândim așa, înseamnă că deja suntem cu adevărat îndatorați tuturor celor de lângă noi, pentru că iată beneficiem de un corp și de o viață și deja avem o datorie pe care nu am început să o plătim. Pentru mine, recunoștința se îndreaptă către cei care m-au învățat ceea ce știu și ceea ce sunt. Și trebuie să aduc un pios omagiu profesorului și maestrului meu de acupunctură, doctorul Ladea, căruia îi datorez tot ceea ce sunt și tot ceea ce știu în acest moment în domeniul acupuncturii, maestrului Tampai, Jai Ho, dragă master, a cărui prezență am simțit-o de multe ori în ultima vreme alături de noi, pentru că trebuie să înțelegem că dispariția fizică nu înseamnă și absența din spațiul și din inima noastră a maestrilor care sunt în continuare cu noi și continuă să ne învețe. De asemenea, tatălui meu și celei de-a doua bunici a mele, Maya, a cărei simplitate și înțelepciune m-a însoțit pe tot parcursul acestui an. Și de asemenea, aș vrea să trimit un gând de iubire și de recunoștință pentru câțiva din oamenii dragi care au pășit dincolo de pragul lumii noastre în acest an și care ne-au umplut sufletul de bucurie, dar ne-au lăsat totuși un gol. Și pe această cale vreau să-mi exprim pioasa aducere aminte față de domnul profesor Trosca și față de maestrul Roxin, pe care acolo unde sunt convins că au
în continuare drumul lor în lumină și misiunea pe care au de făcut. Și v-aș propune ca și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să faceți o listă cu oamenii care v-au ajutat și cărora le datorați recunoștință. O să vedeți că la început această listă este destul de scurtă, nu prea mare, surprinzător. Lăsați însă lista deschisă, pentru că s-ar putea să constatați că pe zi ce trece descoperiți alți și alți oameni cărora le sunteți cu adevărat îndatorat și care v-au ajutat să vă transformați și să deveniți oamenii care sunteți în ziua de astăzi. Și nu în ultimul rând, aș vrea să închei această aducere aminte cu recunoștință și aș vrea să mulțumesc familiei mele, soției, băiatului, mamei și tuturor celor din familia mea care cu răbdare și înțelepciune mi-au dat puterea ca și eu să am putere să transmit mai departe lucrurile care mi-au fost dăruite, pentru că până la urmă ceea ce transmit eu nu este o proprietate a mea sau a cuiva, ci este o veche înțelepciune pe care încercăm cu stângăcie, adesea și cu poate puțină pricepere, să transmitem mai departe într-o modalitate care să fie de folos oamenilor din jurul nostru. Avem, din acest punct de vedere, un lucru interesant și anume faptul că toți acești oameni din viața noastră, până la urmă, ne-au învățat iubirea. Iubirea care va fi o temă dominantă a anului care urmează, alături de alegerile pe care le vom avea de făcut. Și vedeți, oamenii aceștia care ne-au învățat tot ceea ce știm, ne-au iubit și ne iubesc necondiționat. Deci ne-au arătat adevărata față iubirii și ei au văzut în noi cea mai frumoasă și cea mai bună variantă în care noi ne vom transforma și vom putea să fim. Deci, într-un fel sau altul, cu multă vreme înainte ca noi să ne transformăm în niște ființe puternice, i-au văzut această capacitate. Se spune în budism că suprema dovadă a unui bodhisattva, în traducere ființă care, din iubirea imensă pentru toate ființele din acest univers, își dedică întreaga existență binelui acestora, se spune că dovada iubirii unui bodhisattva este aceea în care, cu toate că el înțelege că anumite aspecte și anumite persoane din jurul lui sunt o proiecție din interiorul lui, este capabil, cu toate acestea, să-și exprime iubirea. Deci, un alt fel și o altă modalitate de a explica această iubire. Chiar mă gândeam că dacă acea teorie unificată a câmpului despre care se vorbește, dacă acea forță care unește totul este de fapt iubirea. Pentru că, vedeți, fizica cuantică a demonstrat că realitatea este un fenomen non-local și că ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu două particule, doi fotoni, separați poate de an lumină distanță, se întâmplă în același timp. Există o sincronicitate și o legătură foarte puternică. Și până la urmă, această legătură pe care o avem în interiorul nostru, prin iubire, cu ființele care ne sunt alături, poate să treacă dincolo de granițele timpului, dincolo de granițele spațiului și dincolo de orice dimensiune, în așa fel încât sufletele noastre alături de sufletele celor dragi rezonează la unison, indiferent în ce univers ar afla. Puterea iubirii și a dăruirii este atât de mare încât se povestește că, la un moment dat, Buddha învăța mai mulți discipoli și, stând la ora de învățătură, cu toți au simțit pământul cum se cutremură. Și oamenii s-au alarmat atât de mult încât l-au întrebat pe Buddha ce se întâmplă, poate este un cutremur. Și Buddha a spus nu. Este doar o ființă care a înțeles
ce înseamnă iubirea necondiționată. Atât de mare este puterea iubirii, căci atunci când o ființă află această iubire în interiorul sufletului, unde se găsea de fapt tot timpul, mută nu numai munții din loc, ci chiar planeta și universul. Pentru că se spune în budism că pământul pe care noi stăm este produs prin lucrarea karmică a tuturor oamenilor și a tuturor ființelor care există în acest univers. Și de aceea atunci când una din aceste ființe atinge această desăvârșire, această culme iubirii, întreg universul recunoaște acest lucru și întreg universul se cutremură și se mișcă. Ceea ce privește anul dragonului, el este un an dintr-un punct de vedere al provocărilor, pentru că, iată, în domeniul inteligenței artificiale, se vorbește din ce în ce mai mult de realizarea computerului cuantic și de faptul că inteligența artificială ar fi bine să rescrie chiar anumite texte din cultura și din civilizația noastră, pentru că, iată, spun specialiștii, el ar putea să facă acest lucru fără greșeli. Să facă de data aceasta mai bine acest lucru. Trebuie să înțelegem faptul că această situație nu este o situație cu adevărat bună, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu. Este cel care face parte din ființa noastră și scrie întreaga realitate din universul nostru. Noi nu am ajuns la acel nivel de înțelegere în care să nu proiectăm fricile și temerile noastre în construcția universului și pentru a nu-l face șchiop sau defect de la bun început, ar trebui ca să lăsăm lucrurile să fie exact acolo unde trebuie să fie ele, fără să încercăm să ne arătăm mai mândri sau mai înțelepți decât Creatorul nostru. În capitolul 24 din Tao Te Ching, Lao Tzu spunea: cine stă pe vârful picioarelor nu stă sigur, cine merge cu pași mari, de fapt nu merge. Cine crede că vede, nu vede bine, cine își dă singur dreptate nu capătă recunoaștere. Celui ce se laudă singur nu i se vor recunoaște meritele, cine se preamărește singur nu poate fi mai mare peste oameni. Pentru Tao, acestea sunt precum mâncărurile de prisos și lucrurile fără măsură, care îi dezgustă pe oameni. De aceea, ele nu-i stau în fire omului care l-are pe Tao. Din acest punct de vedere, anul care urmează ne învață că adevărata cunoaștere este o cunoaștere profundă care vine din inimă, din apropierea de Dumnezeu și din bunătatea pe care o arătăm celorlalți oameni. A fi bun înseamnă a dărui la un nivel profund și a înțelege viața într-o modalitate care nu-ți creează ție neapărat un avantaj, ci ajută pe tine și pe cei din jurul tău să evolueze într-un mod frumos și armonios, în așa fel încât ceea ce se creează la nivelul universului să fie o frumoasă și armonioasă simfonie. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Mai mult decât în orice an, anul care urmează este un an, după cum o să vedem, sub dominanța elementului lemn, adică a vezicii biliare, ceea ce înseamnă decizia, curajul de a alege. Deci este un an în care vom fi chemați să alegem. O să mă întrebați între ce să alegem. Și aici aș vrea să dau cuvântul psalmistului, psalmul 72, care
spunea, și zic eu că spune actual, un lucru pe care noi îl trăim și îl vom trăi acut în anul care urmează. Și citez. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor. Că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta, poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci, în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene ai pus pe ei și ai doborât când se înălțau. Cât de iute ai pustii pe ei. S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit că eram fără minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă și cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce-am dorit eu pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeul în veac. Că iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie, a mă lipit de Dumnezeu, bine este a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Aceasta este alegerea pe care trebuie și va trebui să o facem în anul care urmează. Vom rămâne în lumină și vom continua să fim oameni corecți, oameni buni, vom dărui, cu alte cuvinte, vom rămâne oameni sau vom alege cealaltă parte în care să găsim o justificare pentru a ne dezumaniza, pentru a ne transforma în ființe care propagă violența, agresivitatea, ura și toate celelalte. Desigur, după cum ați înțeles și din psalmul pe care l-am citit și după cum probabil ați înțeles și din ceea ce spun eu, răspunsul posibil este unul singur. Nu vă înșelați, nu vă lăsați abătuți, nu fiți deznădăjduiți, nu vă speriați. Rămâneți în lumină, pentru că atunci când ești în lumină, forța iubirii este mereu cu tine și nimic din ceea ce pare imposibil nu este imposibil, ci se va realiza după cum Dumnezeu va considera că îi este de folos sufletului tău. De aceea, când vom avea de făcut o alegere despre care vorbeam la începutul anului, nu va fi de fapt o alegere, pentru că nu avem mai multe variante, nici măcar nu știm că există mai multe variante, ci există doar aceea de lumină. Chiar dacă inițial ți s-ar prezenta o variantă puțin strâmbă și mai ușoară, așteaptă, nu te repezi, lasă-ți un timp, poate să fie foarte scurt uneori, ai încredere și vei vedea că acel lucru frumos și luminos și corect se va realiza în viața ta. Doar trebuie să-i dai spațiul, încrederea și iubirea ca el să se poată manifesta. Și asta se referă atât la acțiunile noastre, cât și la modul în care tratăm oamenii din jurul nostru. Să vedem acum care este în mitologie
simbolismul dragonului, pentru că trebuie să recunosc că rareori există imagini care să fie mai încărcate de simbolism decât dragonul, care străbate exact așa ca un fulger, să spunem așa, întreaga conștiință umană din cele mai vechi timpuri până acum. În primul rând, dragonul are o imagine de paznic foarte sever, ca să spunem așa, și întotdeauna el are o ambivalență. În sensul că este în același timp, poate fi un exponent al unei forțe puternice, înspăimântătoare, dar poate să fie și o forță blândă, ajutătoare. Se spune în domeniul spiritual că există un prag și că dragonul este păzitorul acestui prag. De fiecare dată când suntem înaintea pragului, dragonul ni se pare îngrozitor, înspăimântător, terifiant. După ce am trecut dincolo de prag, vedem că, de fapt, era blândețea întruchipată și era acolo ca să ne ajute în dezvoltarea noastră. Se spune că dragonul păzea lâna de aur, păzea merele de aur, iar în China, el păzește perla, acea chintesență de energie și înțelepciune, pe care numai împăratul care este asemănat cu un dragon poate să o dețină și să o manipuleze. Într-un fel sau altul, această chintesență despre care se vorbește în toate legendele și pe care dragonul o păzește, păzitorul comorilor, ca să spun așa, este de fapt nemurirea. Există în partea religioasă, să spunem, o identificare a dragonului cu șarpele și știm că atât Arhanghelul Mihail cât și Sfântul Gheorghe sunt adesea reprezentați în lupta lor prin care înving Balaurul, care este un exponent al forțelor negative care trebuie să fie curățate și transformate în lumea în care trăim. Există, de asemenea, o legătură dintre simbolistica dragonului și caduceul, acela care este simbolul medicinii, pentru că, până la urmă, dragonul este o energie care urcă spre cer și reprezintă, într-un fel sau altul, plecând de la o latură latentă, neconștientizată, nedezvoltată, reprezintă ascensiunea conștiinței până spre acel proces care se numește în tehnicile spirituale iluminare. Tot dragonul are o simbolistică foarte frumoasă în mitologia America de Sud, Uroboros, șarpele care își mușcă propria coadă, dragonul care își mușcă propria coadă, adică acea ciclicitate infinită a timpului, iar știm de asemenea că în mitologia Americii de Sud, eroul civilizator Quetzalcoatl este denumit șarpele cu pene, care are o legătură de asemenea cu apa, pentru că sunt mulți dragoni care au legătură cu apa. După cum o să vedem, anul acesta este un dragon special, este un dragon de lemn, pentru că de fapt fiecare element, lemn, foc, pământ, metal, apă, este caracterizat și există un dragon care guvernează acest element. Într-un fel sau altul, dragonul este un principiu activ și demiurgic care are o putere divină și se spune în mitologie că este cel care dă naștere sau poate distruge universul. Din acest punct de vedere, în simbolistica din I Ching, hexagrama numărul 1, care deschide Cartea Transformărilor și a Prefacerilor, este reprezentată de trigrama Qian, care reprezintă cerul. Vedeți, este o legătură foarte puternică între energia aceasta manifestă a cerului și principiul acesta al dragonului, care până la urmă transmite și face
conexiunea cu acest etaj al superior. Tot în I Ching se spune că printre culorile care caracterizează dragonul este culoarea neagră și culoarea galbenă, dar după cum am spus, dragonul, în funcție de elementul pe care îl are, de exemplu, dragonul de lemn de anul acesta, are ca și culoare caracteristică verdele și secundar albastru sau un amestec dintre cele două culori. Dragonul, se spune în unele legende, că produce soma, care este băutura vieții. De asemenea, Zhuangzi, înțeleptul taoist, spune că în dragon se regăsește îmbinarea și echilibrarea contrarilor, exact ca în simbolul Yin-Yang. Din mitologia chineză, Lao Tzu, în a cărui carte am și citat anterior, este întruchiparea dragonului. În toată mitologia chineză, dragonul este animalul pe spatele căruia nemuritorii urcă spre cer. De asemenea, eroul civilizator Yu cel Mare, care a fost pus de împăratul ceresc să stăvilească potopul, este ajutat de un dragon sau, legenda spune, că el însuși se transformă într-un dragon pentru a putea duce această muncă la sfârșit. De aceea, dragonul incorporează în el, la un anumit nivel, simbolul regalității. În multe culturi, în special în zona asiatică, împăratul este o persoană omnipotentă care are în natura lui ceva din natura acestui dragon. De multe ori, dragonii, prin impetuozitatea și forța lor, reprezintă din zona elementelor naturale ploaia, fulgerul, tunetul. Este interesant căci ca simbolistică din cele 8 trigrame, trigrama tunetului este exact cea care are legătură cu dragonul și în corpul nostru există din acest punct de vedere un dragon latent pe care putem să-l descătușăm reprezentat de meridianul 3 focare, tunetul sau trezitorul, care are legătură cu sistemul nostru endocrin, sistemul nostru endocrin care ne ajută să intrăm într-o anumită stare de echilibru sau de meditație în funcție de exercițiile pe care le facem. De multe ori există ceremonialuri care în preajma anului nou sunt însoțite într-un fel sau altul de prezența dragonului. Există dansul dragonului, există oameni care se deghizează în dragon și fac un soi de dans pentru îmbunarea anului nou. Împăratul galben din China, Huangdi, este cel despre care legenda spune că atunci când venea pe pământ, călătorea pe spinarea unui dragon și când se ridica la cer, se ridica, chiar o legendă interesantă spune că s-a agățat de mustățile unui dragon și se întorcea în Palatul Ceresc. De asemenea, dragonul reprezintă puterea și principiul Yang, are legătură cu echinocțiul de primăvară și se spune că în momentul în care energia se transformă și apare echinocțiul de toamnă, există practic dragonul care e ca o cale de evoluție între creație și distrugere, între cele două momente care însoțesc evoluția energiei pe parcursul anului. Se vorbește despre poziția stelelor Kyo și Takyo, spicul Fecioarei și Arcturus, care sunt de fapt coarnele dragonului, ambele fiind folosite în anumite tehnici de Feng Shui pentru a determina momentele favorabile ale anului. Ambivalența dragonului rămâne constant pentru că el este, într-un fel, o energie primară, brută, care atunci când este descătușată, poate să determine în egală măsură distrugerea, dar are și impetuozitatea și forța necesară să determine creația. Dragonul întemnițat este simbolul forțelor ascunse și stăpânite, forțe tainice. De aceea, de multe ori, dacă eroul nu ajunge la o cunoaștere desăvârșită, el nu poate să învingă dragonul.
Pentru că nu violența este cea care învinge dragonul, ci cunoașterea este cea care învinge dragonul. De asemenea, imaginea peștelui uriaș care îl scuipă afară pe Iona, în Biblie, spun analiștii că ar putea fi asociată cu acest dragon, pentru că, iată, în multe legende, eroul care învinge dragonul dobândește o comoară mai presus de toate, care este viața veșnică, tinerețea. Și, de asemenea, dragonul reprezintă și acea parte de umbră din personalitatea noastră, acea parte despre care atât Freud cât și Jung vorbesc, și în psihanaliză și psihoterapie se spune că, de fapt, aceasta este partea potențialului nostru latent de dezvoltare, pe care, dacă o înțelegem și o integrăm, putem să avem energia necesară să ne transformăm și să ducem la bun sfârșit proiectele pe care le avem. Poetul Rainer Maria Rilke, vorbind despre dragoni, spune, citez, poate că toți dragonii din viața noastră sunt niște prințese care așteaptă să ne vadă frumoși și curajoși. Toate lucrurile înspăimântătoare nu sunt decât niște lucruri lipsite de apărare care așteaptă de la noi o mână de ajutor. Scrisor către un tânăr poet. În primul rând, dragonul se află în noi. Ca să spunem așa, umblăm deghizați. De asemenea, dragonul mai prezintă un aspect de întuneric, Lucifer, prințul întunericului, și are această natură care poate să fie însoțită de orgoliu și de mândrie, dar până la urmă știm că în această luptă dintre bine și rău, binele învinge întotdeauna și nu învinge pentru că așa trebuie să fie, deși așa trebuie să fie, ci pentru că înțelege, asimilează și transformă răul, ceea ce răul nu are această capacitate. În cadrul temei astrologice, axa dragonilor mai este numită și axa destinului. Capul dragonului indică sediul existenței conștiente, care este opus cozii dragonului, unde se amestecă influențele venite din faptele anterioare, adică influențele karmice. Dragonul, de asemenea, este simbolul mercurului filozofal și atât în tehnicile alchimice cât și în practica de Qigong, cei doi rinic, de exemplu, sunt asemuiți cu doi dragoni, iar poarta destinului Mingmen este o perlă pentru care cei doi dragoni se rotesc și se învârt din acest lucru, rezultând o energizare a întregului organism. De asemenea, în denumirile unor neamuri și popoare, există termenul Kagyu. Și din acest punct de vedere, linia din care făcea parte Maestru Tampai era exact această linie, Karma Kagyu, care înseamnă dragonul în viața noastră. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună să avem grijă de el. Dragonul de lemn are o denumire și o responsabilitate specială, In Long pe numele lui, sau Geng Chen, sau Huang Long, sau Fei Long. Este, de fapt, o dragoniță, ca să spunem așa. Deci este un dragon feminin care este descendent direct din cei patru mari zei dragoni care au creat inițial, să spunem, universul și lumea. Și se spune că este unul din puținii dragoni înaripați din mitologia chineză. Este o divinitate, să spunem, în mitologia taoistă, care are legătură cu energia care creează universul, cu creația tuturor ființelor, dar și cu distrugerea lor. Există
o versiune în mitologie care spune că oul inițial din care a izvorât și s-a născut Pangu, care este acel zeu uriaș din care, ca ființă primordială, iese întreg universul, a fost generat de dragonul Yinglong. De asemenea, Yinglong are puterea să facă ploaia să cadă din cer, are puterea să facă soarele și luna să apară și să dispară, poate face ca întreaga materie din univers să înceteze să existe dacă mânia acestui dragon ar fi stârnită. Cu toate că se spune că Yinglong locuiește în cer, de multe ori vine pe pământ și vine în scopuri foarte frumoase, pentru că atât Fuxi primește de la acest dragon harta Hătu, iar Nua, care este alt erou civilizator, Fuxi și Nua sunt reprezentați însiși prin doi dragoni cu cozile împletite, primește noțiunile care au legătură cu transformarea universului cu trigramele și așa mai departe. De asemenea, noțiunile de medicină și agricultură primite de medicul legendar Yan Di au legătură tot cu dragonul Yinglong. Și de asemenea, după cum aminteam și în simbolistica dragonului, Yinglong este acel dragon care l-a ajutat pe marele Yu să stăvilească potopul, pentru că, iată, și în mitologia chineză este pomenit potopul, așa ca în toate celelalte civilizații și în toate celelalte culturi. Dintr-un anumit punct de vedere, dragonul are o simbolistică puternică în zona evoluției noastre spirituale și pentru că corespunde primei trigrame, trigrama Tian și primei hexagrame, aș vrea să vă spun puțin din etapele spirituale pe care ni le propune dragonul ca evoluție, nu numai în anul care urmează, deci în anul următor. În primul rând, el este implicat în creația vieții. Cu alte cuvinte, noi suntem chemați să fim creatori. Să nu ne gândim la distrugere, mai întâi să învățăm să creăm. Apoi, spune aici, își ia avântul din viață, adică viața îl inspiră. Pe măsură ce trăiește, dragonul se simte inspirat și dorește să trăiască mai mult, mai frumos, posedă și cunoaște ceea ce este mare, adică își permite să viseze la o scară universală și luptă să-și transforme aceste vise în realitate. Știe să unească lucrurile pentru ca ele să fie eficiente. Aceasta este o caracteristică extraordinară, să știm să integrăm în viața noastră acele lucruri care aparent contradictorii sau contrare, de fapt, dacă sunt puse împreună într-un mod eficient, ele vor da naștere unor elemente foarte frumoase. Este responsabil de definirea vieții în planul fizic, moral, intelectual. Iată, într-un fel sau altul, e vorba de aici de anumite norme pe care noi trebuie să le respectăm pentru ca viața noastră să fie armonioasă. Concentrează forța vitală pentru a avea avânt și așteaptă maturizându-se treptat. Vedeți, un dragon, cu toate că are o putere foarte mare, nu se repede din început, ci așteaptă să crească, să acumuleze în mod treptat, în mod natural, așa cum și noi trebuie să avem răbdarea și înțelepciunea în viața noastră. Controlează detaliul, ce e mic. Deci iată că nu este atent doar la planurile macrocosmice, ci și la planul microcosmic. Atât la ceea ce este mare, atât la ceea ce este mic, ceea ce este sus și ceea ce este jos. Păstrează un echilibru, este calea de mijloc. Și este capabil să aibă grijă de tot ceea ce este mare și de funcțiile vitale, adică să înțeleagă dintr-o anumită situație ceea ce este esențial. Dragonul, tot spiritual, are capacitatea de
a rezista, de a da dovadă de anduranță, de perseverență, merge pe calea dreaptă și caută fericirea celorlalți mergând pe calea dreaptă, toate lucrurile se fac blând, pentru că și vindecarea se produce blând, prin răbdare, prin perseverență, prin blânzenie, prin calmitate și prin înțelepciune. De asemenea, există 6 etape în care un dragon se poate dezvolta. Etapele pot fi ani sau situații din viața noastră și există de asemenea o anatomie a dragonului, având un corp, o inimă, o coadă, care corespunde anumitor constelații. Temă care fiind prea vastă, aș dori să o abordez într-o altă emisiune adiacentă cele despre care vorbim. Prima etapă în dezvoltarea unui dragon este așteptarea momentului oportun. Ceea ce caracterizează energia dragonului este că el așteaptă, foarte important să materializăm și să ne dirijăm energia într-un moment benefic și un moment potrivit. Sigur că e bine să facem mereu câte ceva, dar atunci când faci în momentul potrivit, atunci când înțelegi ceea ce Universul așteaptă de la tine, situația este cu totul alta. A doua etapă e vorba despre un om care lucrează în mod serios, nu se laudă, nu apare în față, dar el face o treabă foarte, foarte bună și pune niște baze foarte solide. Sunt mulți oameni în viața noastră care cu siguranță așa acționează. Al treilea pas, tentațiile și lumea exterioară se întâlnesc cu lumea interioară. Vine o vreme în care cele două lumi intră în coliziune și în care în mintea unui dragon care se dezvoltă trebuie să găsească o armonie și un echilibru între cele două. A patra etapă, acțiunea poate să aibă două direcții, spre interior sau spre exterior. Poate că sunt vremuri în care e nevoie de revoluție. Poate că sunt vremuri în care revoluția se produce prin iluminare și evoluție interioară. Rămâne de văzut și de adaptat în funcție de vremurile pe care le trăim, care este acțiunea pe care o vom alege. 5. Lucrurile consonante vibrează împreună. Puterea dragonului este de a rezona și de a intra și de a aduce la unison vibrația mai multor ființe, situații și oameni. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când avem anumite lucruri care converg, puterea va deveni din ce în ce mai mare. Și punctul 6, ridicarea prea sus, care depășește forțele proprii, va produce o cădere brutală. Adică, cu alte cuvinte, este suficient și de ajuns să evoluezi și să faci bine, să te bucuri și să fii acolo unde ai ajuns. Pentru că dacă depășești un anumit nivel, există acest pericol al mândriei, al orgoliului și al unei căderi, care este un lucru rău, este o pedeapsă, dar în același timp te poate face să înțelegi care este locul și rolul tău mai bine în univers. Mergând mai departe, tot în acest plan al mitologiei și al simbolisticii, pentru că anul acesta este caracterizat de elementul lemn, elementul lemn în corpul nostru este reprezentat, lemnul yang este reprezentat de vezica biliară. Și este foarte interesant că în mitologia chineză se vorbește de copacul vieții, așa cum se vorbește și în Biblie, așa cum se vorbește și în mitologia nordică, Yggdrasil, copacul lumii. Există un copac al vieții și el se numește Jianmu. Acest copac al vieții sălășluiește exact în zona de est, pentru că estul este punctul cardinal al primăverii și care are legătură cu ficatul și cu vezica biliară. Lemnul înseamnă vegetația, viața. Și ne punem întrebarea ce asemănare sau ce legătură există între ficat și un posibil copac. Păi dacă am face o colangiografie și am injecta substanță de contrast pe arborele hepatobiliar și am elimina toate celelalte celule și țesuturi, am observat că acest arbore are exact forma
unui copac. Acestui copac Jeanmu. Și dacă mergem la ideogramele care definesc sau ne explică ce anume este acest copac al vieții, ideograma Jean spune că are legătură în traducere cu capacitatea de a fonda, de a stabili sau de a promulga regi și este direcția indicată de osia carului mare. Carul mare este constelația centrală, mitologia chineză, care este exact ca un ceas cosmic și în funcție de direcția spre care arată, este axul central al Universului și direcția în care arată, arată ora sau timpul care trebuie să fie și ce urmează să se întâmple. Este tot această ideogramă are legătură cu prima lună lunară in, care are legătură cu solstițiul de iarnă și cu meridianul extraordinar Yang Xiaomai, insondabilul, adică este acel punct în care timpul pare că se oprește în loc, că se fracturează, în care energia se concentrează într-un singur punct, cum face și sămânța care moare pentru a renaște. Este Sol Invictus, soarele învingător, este și ceea ce sărbătorim noi din punct de vedere religios, nașterea Mântuitorului. Tot această ideogramă spune a se ridica în picioare. Adică este vorba de verticalizarea ființei. Tot în această ideogramă, pentru că ideogramele sunt o lume și o poveste în sine, un dragon în sine, ca să spunem așa, traducerea spune că e vorba și de capul constelației Săgetătorului. Săgetătorul, care în mitologia greacă, nu era altul decât Crotos. Crotos, care este cel care însoțește cele 9 muze, care reprezintă cele 9 aspecte ale minții și care, printre altele fiind fiul zeului Pan, el este un satir, ca să spunem așa, unul din lucrurile pe care le inventează este ritmul, ritmul vieții. Din acest punct de vedere, în mitologia greacă, arcul simbolizează biosul sau viața, exact cum este tradus în limbajul modern. Săgetătorul guvernează planeta Jupiter. Planeta Jupiter este planeta care în medicina chineză reprezintă partea de est și guvernează ficatul și vezica biliară. De asemenea, tot ca și legătură cu anumite stele, steaua Sigma Sagittarius, care este legată de constelația Săgetătorului, se numește steaua Nunchi, care are legătură cu un zeu din mitologia sumeriană, Enki, cel care are o legătură profundă cu nașterea omenirii ca civilizație începând din zona Sumerului. De aceea, și acest subiect fiind unul destul de vast, copacul vieții, este un subiect asupra căruia îmi propun să revin într-o abordare viitoare. Vreau să mai spun doar atât că legenda povestește copacul Jeanmu spune creștea în deșertul situat la sud-vest. Este interesant că această zonă de sud-vest este exact zona unde mai târziu zeița Niua lipește cerul care se rupsese și pământul, pentru că la un moment dat a fost o luptă între zeul focului și zeul apei și osia lumii a fost perturbată. Și zeița folosea acest copac pentru ca o scară pentru a se urca și a coborâ din cer. Se spune copacul Jeanmu avea o înălțime uriașă și formă de scară cerească, creștea în mijlocul grădinii aflate în mijlocul universului. La amiază, când soarele ilumina culmea, nu făcea niciun fel de umbră. Dacă lângă acest copac se striga tare, sunetele se pierdeau în pustiu și nu aveau niciun ecou. Mai avea acest copac și o altă ciudățenie, scoarța lui elastică și care nu se frângea, se desprindea ușor și el arăta ca o cingătoare sau ca un șarpe galben. Corpul omenesc în simbolistica acupuncturii se împarte între etaje, cer, pământ și om. La rândul lui, fiecare etaj se împarte în alte trei etaje, cer, pământ și om, așa fel încât există 9 etaje.
Vezicula biliară, copacul vieții din corpul nostru, este în etajul cerul cerului. Este cel care, având 40 de puncte la nivelul calotei craniene, realizează legătura cu divinitatea. De aceea poate are și un rol în curajul de a lua decizii. Și este foarte interesant că, iată, apare și aici simbolismul șarpelui. De ce cingătoare și sub forma de șarpe galben? Ficatul este cerul omului. Deci, iată că avem două ceruri în elementul lemn. Cerul omului și cerul cerului. Atât ficatul, cât și vezicula biliară au legătură cu cerul. Nu întâmplător, ficatul, prin spiritul lui Hun, în timpul somnului, ne poartă în cer, în zona viselor, în zona astralului, de unde noi ne extragem esența, energia și informația pentru a evolua ulterior. De ce în zona cingătorii și a mijlocului? Pentru că un singur meridian este în zona mijlocului, dai mai meridianul centurii, a cărui punct de comandă este vezică biliară 41, de aceea acea cingătoare este exact în jurul mijlocului, și culoarea galbenă, pentru că se știe că există un amestec de substanțe care oscilează între verde, galben, galbenul fiind un element care caracterizează elementul pământ, care și el, după cum vom vedea, are un amestec în această perioadă. Pentru că anul care urmează este caracterizat de această energie de lemn și, într-un fel sau altul, este anul vezicii biliare, să vedem acum simbolistica și legăturile pe care acest organ le are în interiorul corpului nostru. În primul rând, vezica biliară face parte din organele extraordinare. Se numește organ extraordinar pentru că este organ Zhang și organ Fu, adică îmbină ambele funcții dintr-un organ cavitar și un organ plin, adică organe care unele din ele, să spun, digeră, asimilează energia, o transformă, iar altele o transportă. Deci fiecare organ este împărțit. Iată că vezica biliară are ambele funcții și mai are o caracteristică directă. Sucul pe care el secretă, secrețiile ei, ea nu vine direct în contact nici cu exteriorul, nici cu interiorul, și esențele din aceste sucuri mereu organismul le reface, le recuperează, și de aceea face parte din organele extraordinare. Ideograma Dan, care caracterizează vezica biliară, se traduce prin curaj, bravură, intenție. De asemenea, există simbolul de carne, partea corpului legată de splină, pentru că în medicina chineză există o legătură pe ciclul de dominare între vezicula biliară și splină. De asemenea, un om care se ridică pe vârfuri, pe o stâncă foarte înaltă și privește în vale. Așadar, este un om care se află într-un echilibru oarecum instabil. Îți trebuie un pic de curaj și un pic de idee, de simț, de a risca pentru a putea să faci acest lucru. Tot această ideogramă are legătură cu vorbirea, a numi, a interoga, jurământ, ordin, sfat. Naiul sau fluierul lui Pan, căci am reamintit anterior de simbolistica constelației și iată că revine această simbolistică. Cuvânt just, auz oportun, amabil și vesel, a ajunge până la a controla, a examina. Deci, ca să rezumăm într-un mod sugestiv, dacă am fi un croitor și am avea o vezică biliară bună, am măsura de 10 ori și am tăia o singură dată. Pentru că a măsura și apoi a tăia înseamnă o decizie corectă pe care trebuie să o iei. Vezica biliară formează al doilea nivel energetic cu trei focare, Shao Yang, și prin meridianul trei focare, care reprezintă
legătura dintre spiritul și corpul nostru, deci interfața prin care spiritul nostru se interacționează și relaționează cu corpul nostru și transmite ordinele, trei focare are legătură cu Mingmen, care este poarta destinului, poarta strămoșilor. Iată deci că vezica biliară, reprezentând până la urmă lemnul și reprezentând viața, are legătură cu această structură profundă în care este încorporat destinul nostru ca popor, ca familie, ca individualitate și misiunea mea ca om. Ce trebuie să devin eu în această viață? Nu întâmplător, meridianul centurii de care am vorbit anterior se numește cufărul cu comor și locul unde se depozitează toate traumele, cele pe care le-am rezolvat, dar și cele pe care le-am rezolvat, și mai ales este și cel care ne ajută să ne găsim sensul vieții. Pentru că în vechimea navigatorii aveau o statuetă de jad pusă la brâu și această statuetă de jad avea legătură cu steaua polară care ajuta pe ei să navigheze. Shaoyang este, ca și nivel energetic, un nivel pivot care face un echilibru între interior și exterior. De aceea, vezica biliară, sistemul lemn în general, are o legătură cu cea mai importantă caracteristică din punct de vedere emoțional și spiritual, și anume capacitatea de adaptare. Atunci când vezica biliară funcționează bine, omul se adaptează. Nu-l deranjează curentul puternic, nu-l deranjează lumina puternică, nu-l deranjează mirosurile puternice. Altfel, dezechilibrul vezicii biliare creează probleme în toate aceste domenii. Și mai mult decât atâta, ce se întâmplă când vântul bate foarte puternic și, să spunem, copacul este foarte gros și el se poate rupe. Dar dacă este elastic, dacă are această capacitate de adaptare, cu siguranță că el va putea să treacă. Vântul, lumina și curentul, după cum au spus, au legătură cu vezica biliară. Vezica biliară este un coordonator care ne dă claritate și ne ajută să găsim poziția de mijloc. Este interesant că în legea celor 5 elemente Shaoyang are legătură cu cifra 7, iar în legea celor 5 elemente, elementul lemn are legătură cu cifra 8, cifre deloc întâmplătoare, 7 fiind ciclul energetic evolutiv al organismului feminin, din 7 în 7 ani. Iar la bărbați, din 8 în 8 ani este acest ciclu. Deci, vezica biliară are legătură cu ciclurile normale de dezvoltare ale corpului uman. Fără vezică biliară, nu există momentum, adică nu există acest entuziasm care ne face să pășim treptat într-o stare de echilibru, din stare de echilibru în stare de echilibru. Legat de ficat, am o veste bună și o veste proastă, cum spun eu întotdeauna pacienților. De fapt, există o singură veste, vezica biliară, fiind legată de capacitatea de a lua decizii, de mânie, de adaptare, este legată de acest sentiment de enervare, de mânie. Din acest punct de vedere, mânia, enervarea va fi un sentiment care va domina în anul care urmează sau nu, în funcție de cum vom învăța să reacționăm. De multe ori atunci când vezica biliară funcționează prost, ea este însoțită de anumite simptome. Mulți oameni spun, bine, dar eu nu sufăr cu vezica biliară. Și atunci eu le spun, păi haideți să enumerăm un pic din simptomele care țin de vezica biliară și care nu întotdeauna sunt atribuite vezicii biliare. Amețeală, dureri de cap, palpitații, arsuri la stomac, dureri de coloană, tulburări de tranzit, diaree sau constipație, gust amar în gură, scăderea acuității vizuale, amețeli. Iată deci că vezica biliară este implicată foarte mult în foarte multe simptome. Nu de puține ori primăvara, crizele de vezică biliară determină așa zisa spasmofilie, care de fapt se reglează tratând vezica biliară. Nu de puține ori sunt oameni care beau cafeaua și știu că cafeaua le combate constipația pentru că determină golirea vezicii biliare. Și când se golește vezica biliară, există oameni care au o stare de amețeală și spun că din cauza cafelei, pentru că aceasta le-a determinat o dereglare a tensiunii arteriale, de fapt, golirea vezicii biliare este însoțită de o stare de ușoară greață și ușoară amețeală și este chiar recomandată, ca să spunem așa,
ca metodă terapeutică. Există o legătură puternică între vesica biliară și toate celelalte organe. La urma urmei, este cerul cerului. Legătura cu stomacul. Sunt mulți pacienți care, având probleme cu stomacul, problema lor este o problemă de gastrită, dar gastrita este determinată de o proastă funcționare a vesicii biliare. Legătura cu inima. Descărcarea puternică a vesicii biliare determină palpitații, tulburări de ritm cardiac la nivelul inimii. De fapt, dacă operația pe vesica biliară nu se face în momentul potrivit și la indicațiile medicale, este foarte posibil ca tulburarea de ritm să devină o tulburare organică. Disfuncția la nivelul pancreasului, oscilațiile glicemiei, are legătură cu funcționarea vesicii biliare. Tulburarea tranzitului intestinal, constipație sau diaree, are legătură cu vesica biliară. În ceea ce privește legătura cu rinichiul, este o legătură un pic mai subtilă. Atât rinichiul, cât și vesica biliară, au legătură cu esența. La rinichi este esența oaselor, la vesică biliară este o esență a lichidelor. Cele două esențe fac parte dintr-o esență comună, în așa fel încât influența vezicii biliare prin intermediul esenței se întinde asupra rinichilor, iar rinichii răspund de oase. Anul iepurelui este un an, a fost și este un an a rinichiului, dar și în anul care urmează, pe lângă vezica biliară, există o dominantă a pământului, care înseamnă stomacul și splina, și a treia dominantă, secundară desigur, continuă dereglările la nivelul rinichiului, așadar continuă problemele cu oasele, mai ales că, după cum vom vedea, elementul care caracterizează anul care urmează este umiditatea, ceea ce în mod automat va afecta foarte puternic zona digestivă și zona articulațiilor și a oaselor. Așa că, dacă veți auzi în anul care urmează și chiar înainte de a începe acest an, mulți oameni care vor spune, vai, dar nu știu de ce sunt atât de amețit, dar sunt așa de nervos și așa de agitat că nu-mi găsesc liniștea. Mă doare capul și nu știu de ce, dar mă supără lumina foarte puternică, dar nu mai văd bine. Atunci o să vă aduceți aminte și o să le spuneți, desigur este anul dragonului de lemn, care, iată, determină o dereglare la nivelul vezicii biliare. Prin intermediul spiritului Hun, organul pereche al vezicii biliare este ficatul, și spiritul Hun guvernează visele. Dar vezica biliară are ca activitate maximă între ora 23 și ora 1. Când se produc cele mai multe crize de vezică biliară? Ce să vezi? Exact între aceste ore. Și când apare insomnia dacă vezica biliară este perturbată? Nu poți să adormi în prima parte a nopții. De asemenea, există o legătură foarte puternică între vezica biliară și uter, care și uterul este considerat în medicina chineză un organ extraordinar. În așa fel încât o dereglare la nivelul vezicii biliare poate determina la nivelul uterului apariția unor fibroame uterine și, de asemenea, vezica biliară este implicată în sarcină. Se spune că vezica biliară este cea care guvernează începutul bun. Dacă acest început nu funcționează bine, implantarea oului, primul moment acela, nu se produce. Și atunci există femei care nu pot rămâne însărcinate datorită unei proaste funcționări a vezicii biliare. Cu toate că investigațiile merg într-o altă direcție, aceasta este direcția spre care ar trebui în primul rând investigată. Pentru că până la urmă vezica biliară, după cum spuneam, este legată de viață și de capacitatea de a da naștere vieții. Traseul meridianului vezicii biliare, și aici este interesant, în primul rând traseul este bilateral, pleacă, să spunem, de undeva aproximativ din zona laterală, descrie niște cercuri foarte frumoase, trece prin zona cefei, coboară pe partea laterală a toracelui și pe partea laterală a piciorului, ajungând aproximativ în zona degetului mic. La nivelul cefei există două puncte vezică biliare 20 care sunt esențiale pentru reglarea durerilor de cap, amețelilor, vederii, tensiunii, memoriei, stărilor emoționale și așa mai departe. Feng și mlaștina vântului, vezică biliară 20, așadar puncte care pot fi atât masate cât și tratate prin acupunctură. Pe lângă curajul de a lua decizii, există câteva cupluri, să spunem, de emoții și sentimente
care au legătură într-un fel sau altul cu funcționarea vezicii biliare. Iubit, neiubit, acceptat, părăsit, speranță, lipsit de speranță sau deznădăjduit, acceptat sau impus. Spun taoiștii că vezica biliară este răspunzătoare pentru ceea ce este corect, denumit în chineză Zong, și exact, denumit în chineză Zeng. Zong este centru, a fi în interior, a fi echilibrat, a fi exact centru just, echilibru interior care permite oricărei acțiuni să fie eficientă. Între cer și pământ atinge o țintă exact în centru. Într-un fel sau altul, a sesiza esența și a face exact acțiunea potrivită într-o anumită situație. Zeng este principiul imparțial care corectează totul, care este din nou exact în centru și perfect, conform cu normele, cu propria natură pe care o păstrează. Așadar, o capacitate de a fi fidel și adevărat, de a fi autentic, de a fi tu însuți atunci când iei o decizie imparțială, păstrezi echilibru și te afli mereu în centru. Partea interesantă este că atunci când te afli în centru, cumva întregul univers se centrează în tine. Desigur, și aici putem spune că apare un nou subiect care necesită să fie abordat într-o emisiune separată, și anume simbolismul și echilibrarea vezicii biliare, care oricum cei care vin la acupunctură în această perioadă deja încerc să le echilibrez acest sistem, pentru că anul vezicii biliare care urmează se anunță deja și sunt convins că cu toți am simțit deja unele simptome. Vezica biliară, fiind un meridian, este, să spunem, ca un fir. Deși se zice că punctul de acupunctură apare în măsura în care intenția mea de a-l înțepa este prezent acolo. Ce este așadar realitatea? Un lucru la care trebuie să medităm. Dar pentru că este ca un fir, el este ca un drum. Și există un drum spiritual pe care acest meridian îl propune. Sunt câteva puncte, vezică biliară 44, vezică biliară 43, 41, 38 și 34. Punctul vezică biliară 34 este pe lateralul piciorului lângă capul fibulei și se numește punctul de reuniune al mușchilor și tendoanelor. Atunci când există orice problemă cu un tendon în corp, prin masarea sau înțeparea acestui punct se poate echilibra această problemă. Dar, dincolo de partea emoțională și fizică, mergând pe acest drum al vezicii biliare, pentru ca vezica biliară să funcționeze bine, pentru a putea lua deciziile corect, pentru a avea un corp echilibrat, pentru capacitatea de adaptare să fie bună, ce ar trebui să înțelegem noi? Ce ne spune nouă? Care este povestea vezicii biliare? Primul punct este a putea să participi și să aparții unui grup. Adică să te poți integra, să-ți găsești locul oriunde ai fi în lume, să te adaptezi și să fii bine acolo unde ești. Să nu ieși în evidență, să nu contravii, ci să te aliniezi, și asta este și o dovadă de politețe și de evoluție spirituală. Cu alte cuvinte, avem nevoie de oamenii din jurul nostru pentru a evolua. Cum spun sfinții în ortodoxie, mântuirea nu este posibilă decât prin aproapele meu. Deci iată că sunt din nou îndatorat. A organiza începutul. Greu? Greu să începi un lucru. Mulți oameni ar continua și ar termina un lucru dacă ar fi început odată. Dar de cele mai multe ori amân. Poate mâine, poate poimâine, poate nu este acum momentul. Și apropo de că nu este acum momentul, ceea ce ne învață vezica biliară este, așa cum spun sfinții și înțelepții, că acum, în acest moment, cu acest corp, cu această inimă și cu acest creier, suntem exact acolo unde trebuie să fim în aceste vremuri, care sunt cele mai bune pentru ca noi să putem să evoluăm și să ne îndeplinim misiunea. Deci acum este momentul să facem ceea ce avem de făcut, pentru că nu există alt moment mai bun decât acest moment prezent. Al treilea punct, pas pe acest drum, a obține și a crește totul.
Adică este vorba de dezvoltarea treptată, dezvoltarea normală, vindecarea se produce în etape. Boala se produce în etape, transformarea se produce în etape. Desigur că există și șocuri emoționale care determină o transformare bruscă, dar vorbim despre un proces fiziologic normal. A ști să te liniștești acceptându-ți limitele. Pasul 4. A ști să te liniștești. Dar ce bine ar fi ca cei care au probleme cu vezica biliară să știe să se liniștească, dar gradul lor de agitație este exact cum tremură plantele într-o furtună când bate vântul, acceptându-ți limitele. Nu neapărat ca să rămâi cantonat în ele, ci ca să înțelegi de unde și până unde și ca să vezi ce poți face ca să depășești anumite limite. Pentru că limitele sunt făcute ca să înțelegi ceea ce ai de făcut ca să depășești alte limite. Sau ca să fii mulțumit cu ceea ce ai. A te reînnoi începând de la tine prin interiorizare. Adică în fiecare zi noi oricum suntem alții. Dar atunci când vrem să schimbăm ceva, când vrem să schimbăm lumea, în primul rând să ne întoarcem către interiorul nostru și să ne schimbăm pe noi în interior, pentru că realitatea vine din interior, iar schimbarea lumii începe cu noi. De multe ori există oameni care în anumite momente cască în mod repetat. Foarte interesant, deși în medicina tradițională se spune că căscatul este o lipsă de oxigen și este adevărat, în medicina tradițională chineză, căscatul este un semn de slăbiciune, de dereglare a energiei pe zona ficatului și a vezicii biliare. Chiar atunci când se elimină anumite toxine din corpul nostru sau anumite structuri energetice și informaționale, căscatul este un semn că ceva lucrează la acest nivel. Emoția care caracterizează zona vezicii biliare este, desigur, entuziasmul, bucuria, luarea deciziilor. Dacă ficatul nostru este intoxicat în paralel cu dereglarea vezicii biliare, nu vom putea niciodată să alegem varianta corectă. Când ficatul funcționează bine, în fața vezicii biliare, care este ca un general de armată, se vor prezenta 10 variante și din ele vezica biliară va alege varianta cea mai bună. Dar când ficatul este intoxicat și vezica biliară dezechilibrată, vor fi doar 2 variante și din ele se va alege cea mai proastă. Mânia nu este un sentiment neapărat negativ, pentru că are legătură cu efortul de transformare. Când vrei să te transformi, trebuie să existe o putere care să te îndemne spre lucrul acesta. Este chiar o legendă foarte frumoasă despre un pește care locuiește în nord și care, printr-un efort foarte mare, se transformă într-o pasăre care își ia zborul. Violența începutului. Orice lucru la început trebuie să aibă o energie debordantă pentru că această energie să-l metamorfozeze și să-l transforme în ceva și să-i dea energia necesară să ajungă la viitor. Este bun acest entuziasm, dar atunci când mânia este prea puternică, pe lângă că te înroșești la față, energia urcă în partea superioară, nu mai vezi, nu mai auzi, nu mai înțelegi bine, te doare capul, amețești, crește tensiunea, poate chiar un risc de accident vascular. Se știe că în medicina chineză o proastă funcționare pe zona ficatului și a vezicii biliare pot crește riscurile pe partea circulatorie și pe accident vascular, dar în primul rând nu vezi clar, pentru că vederea și acuitatea vizuală au legătură cu sistemul ficat-vezică-biliară și uneori este și expresia în limba română, sunt atât de necăjit, de supărat, încât nici nu te văd bine. Mânia se poate combina cu diferitele organe. Dacă, de exemplu, se combină cu zona ficatului, există un fel de mânie obsesivă. Te întorci mereu în același punct, lucru care îți dereglează într-un fel și splina și pancreasul, pentru că una din cauzele de apariție a diabetului în medicina chineză sunt îngrijorarea și obsesivitatea. Când mânia se combină cu rinichiul, există, pe lângă durerile de oase, există o tendință la scăderea memoriei, pentru că rinichiul are legătură cu memoria. Să spunem că ar fi bine să uiți anumite traume și anumite supărări, dar
din punct de vedere uman, să spunem, este bine să ții minte anumite lucruri care pot să -ți fie utile. De asemenea, când se dereglează datorită mâniei energia rinicului, pot să apară oscilațiile atât pe tensiune cât și dereglarea suprarenalelor. Când este combinată mânia, de exemplu, cu plămânul, există o mânie care începe să scadă în intensitate pentru că ea se transformă într-o tristețe care nu-ți mai dă voie să fii atât de mânios. Când există o combinație între mânie și energia inimii, sunt două elemente de foc și atunci accelerarea acestui element de foc se transformă la un anumit nivel într-un soi de furie care este din ce în ce mai mare și este un soi de agitație. Din punct de vedere spiritual, mânia este un păcat și este un element foarte periculos. Și aici îmi voi permite ca în viitor să dezvolt o temă care mi-este dragă mie. Maestrul Shantideva vorbește în capitolul lui despre cele șase perfecțiuni, despre perfecțiunea răbdării. Perfecțiune înseamnă că atunci când faci un lucru, motivația pentru care faci acel lucru este bunăstarea oamenilor din jurul tău și faci acest lucru pentru că înțelegi că fiecare om care te enervează și fiecare situație enervantă prin care treci este un răspuns direct al acțiunilor pe care tu le-ai făcut în trecut. Cu alte cuvinte, acum culegi niște rezultate, iar dacă vrei să nu le mai culegi în viitor, nu mai răspunde nervos și agresiv la oamenii din jurul tău. Pentru că îmi spun oameni, mă confrunt cu nervozitate și agresivitate în jurul meu. Păi, ceea ce semeni, aia culegi, nimănui nu-i place să-i fie spus acest lucru. Mânia însă are o caracteristică foarte interesantă și anume, gândiți-vă la o friptură care o lași în cuptor și exact când ea este prăjită atât cât trebuie, sună telefonul și uiți un pic de friptură. Câteva minute. Când te întorci, ea s-a ars foarte mult. Această capacitate a mâniei de a distruge faptele bune pe care le-am făcut o perioadă lungă de timp devine un element foarte periculos. De aceea se spune mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, e bine să vedem că înainte ca mânia să existe, există oboseală, există iritabilitate, există agitație. Nu de la început suntem mânioși. Dacă nu intervenim la timp și dacă nu avem răbdare și dacă nu înțelegem că mânia vine din modul nostru de a ne comporta cu oamenii, de fiecare dată vom face aceeași greșeală și vom culege într-un fel sau altul, același rezultat.